Revelația completă a lui Dumnezeu se observă în Sfânta Scriptură. Cu toate acestea, fiecare dintre noi am observat diferențe între canonul Vechiului Testament în privința Bibliei parafate și consolidată de Biserica Ortodoxă față de Biblia protestanților. Pentru a găsi răspuns la întrebarea necesară, de ce în Biblia protestantă, spre exemplu traducerea Cornilescu, nu apar anumite cărți care se regăsesc în Biblia ortodoxă, stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al bisericii baptiste Sfânta Treime din Alba Iulia. De ce în Biblia protestantă, în canonul protestant, nu s-au acceptat cărțile apocrife sau deuterocanonice? Motivele sunt multiple. O să selectez poate cele mai importante dintre ele. Uh, în primul rând observăm că nici în uh, anumite scrieri iudaice, așa cum este Mișna, de exemplu, o colecție de uh, aspecte juridice undeva în uh, mijlocul secolului al II-lea înainte de Hristos, începutul secolului III după Hristos, se întinde scrierea ei. Citează frecvent din toate cărțile Vechiului Testament, recunoscute de altfel de, de către evrei, dar nu conține niciun fel de citat din aceste cărți uh, de canonice Din acest punct de vedere, nouă, uh, ca și protestanți, uh, ne transmite faptul că pentru evrei nu aveau aceeași uh, autoritate. Uh, apoi, și alte mărturii iudaice, așa cum uh, sunt cele lăsate de Iosif Flavius, uh, sunt pe aceeași linie. Uh, el. Uh, spune că aceste cărți canonice acceptate ca Sfinte Scripturi uh, sunt 22 la număr sau 24, 22 după uh, numărul literelor din alfabetul uh, ebraic. Uh, probabil sau cel mai sigur, Rut, văzând, uh, fiind ca o anexa cărții judecători, iar plângerile lui Ieremia ca o anexa cărții profetului Ieremia. Deci, acesta ar fi un prim argument. Mărturile iudaice nu le consemnează aceeași autoritate ca și celorlalte scripturi. Un al doilea argument ține de modul în care Noul Testament privește Vechiul Testament, și aici ne referim la citatele din Vechiul Testament. Practic, în Noul Testament găsim de multe ori formula clasică, derivată sau puțin diferită. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, făcând trimitere la un text din Vechiul Testament. Ori niciodată o astfel de formulă de împlinire uh, nu prefațează sau nu este folosită pentru a insera un citat din cărțile canonice. Apoi, uh, părinții bisericii, uh, ulterior perioadei Noului Testament, au citat frecvent din cărțile Vechiului Testament iar frecvența citatelor din aceste cărți de deuterocanonice apocrife este mult redusă, ceea ce din nou ne semnalează faptul că pentru ei avea o altă importanță. Și desigur primele mărturii ale părinților care au lăsat o listă a cărților canonice, așa cum este Atanasie cel mare în scrisoarea lui Pascal, la 39a scrisoare Pascal consemnează conținutul cărților Vechiului Testament pe același criteriu pe care îl consemnau și evreii. Deci cărțile pe care le recunoaștem și astăzi cele 39. De fapt, de acolo apare prima delimitare. Atanasie preferă să împartă cărțile în trei categorii. Cărți canonice, apoi a doua categorie cărțile ecleziastice sau bune de citit, în sensul că Puteau fi citite chiar și în biserică, dar nu li se conferea aceeași autoritate. Ele erau folosite pentru edificare, pentru uh, uh, zidire sufletească și cărțile apocrife. Uh, ulterior, uh, Ieronim este cel care, în traducerea lui, după el s-au adăugat și cărțile acestea de pentru Biserica Romano-Catolică, spre exemplu. Dar cam acestea ar fi principalele argumente pentru care noi, ca și credincioși protestanți, nu acceptăm ca fiind parte din canonul scripturii cărțile apocrife sau de autorocanonice. Argumentele istorice, cât și interne din Noul Testament, consolidează poziția canonului protestant ca fiind una de încredere.